să cântăm. Hai să cântăm. Hai să ne distrăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuiem toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar. Rău zi e veselă iar. Rău zi și prietenii ei. Cum să pregătești un urs pentru întâlnirea cu regina? Astea sunt toate, Țup-Țup. Bine! Acum e timpul să ne odihnim. Avem musafiri. Bună, Rosie. Intră, Martinel. Ce e? Arăți de parcă ți s-au înecat corăbiile. Iată ce s-a întâmplat. Dragă Moș Martin, ești invitat la un ceai la palat. Semnat Regina. Și de ce te încrunți? Trebuie să fii încântat. Vei lua ceaiul cu regina, Martinel. Ceai cu regina. Dar îmi fac griji. Nu am mai luat ceaiul cu o regină. Ce voi face? Dacă îmi murdăresc cumva mustățile sau poate lăbuțele? Are dreptate, Rosie. Din fericire, ai venit exact la cine trebuia. Crezi? Da? Da. Te vom învăța noi cum să te comporți cu regina. Nu-i așa, Țup-Țup? Da. Da, sigur. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Nu e nevoie. Te rog să-i dai drumul lui Țup-Țup. Opa, scuze. Bine, ia să vedem. Ai nevoie de o ținută potrivită. Place niciuna. Ce-ți place atunci? Asta îmi place. Nu e tocmai potrivit, nu-i așa, Rosie? Ce vrei să spui? Așteptați aici. Ei, ia să te vedem. Da! Perfect! Acum arăți bine. Să vedem cum pășești. Ce vrei să spui? Trebuie să mergi drept, cu multă încredere. Așa. E floare la ureche. Da, are mersul unui urs. Am să-l învăț să meargă ca un prinț. Arăți... foarte bine. Arăt ciudat. Ba nu, Martinel. Arăți perfect. Continuă până sus, pe deal. Acolo are loc ultima lecție. E cel mai bun truc al meu. Să ia ceaiul cu regina. Ar fi culmea. Micuța Holly. Oare ea nu vrea să ia ceaiul cu regina? Dragă Holly, te invit la ceai la palat. La trei! Trei! Așa, Martinel, ai sorbit perfect. Trebuie să sorbi în prezența reginei.
N-am știut că un ceai poate fi atât de sorbit? Da. Iar acum ultima lecție, Martinel. Vreau să repeți după mine. Rosie și Țup-Țup se învârteau pe carusel. Rosie și Țup-Țup se învârteau pe carusel. Nu, Martinel trebuie să zică. Rosie și Țup-Țup se carusau pe un Rosie și caruselul țup-țupeau pe un Rosie și Țup-Țup se învârteau pe un carusel, cred. Foarte bine, Martinel. A reușit. Am reușit. Știi ceva, Martinel? Acum ești pregătit să iei ceaiul cu regina. Vă mulțumesc mult. Rosie și Țup-Țup se învârteau pe carusel. Ascultați puțin, vă rog. Ce e, Holly? Dragă Holly, te invit la un ceai la palat, semnat regina. Bine, sunt bine. De ce te grăbești? Am primit o invitație de la regină pentru ceai. Eu mierlă la ceai cu regina. Știam că e o problemă doar de timp până să fiu invitată la palat. Nu și pe tine. Dragă mierlă, ești invitată la un ceai la palat, semnat regina. Martinel, poți să-ți văd invitația, dar pe a ta, Holly. Ce e, Rosie? Mi se pare cunoscut scrisul. Nu știam că o cunoști pe regină. Nu știu, dar știu cine le-a scris. Ce vrei să spui, Rosie? Acestea sunt scrise de Will. Cum? Dar m-am spălat. Nu! Mi-am lustruit ciocul. Acum chiar a mers prea departe. Sărmanii de voi. Urmați-mă cu toții. Bine, dar unde-i duci pe toți, Rosie? Să ia ceaiul cu regina, desigur. Perfect. Credeam că e o păcăleală. Dar câte regine cunoști tu, Rosie? Doar una. Unde mergeți cu toții? Să bem un ceai. Bem ceai cu regina. Cum? A fost o păcăleală. Doar o glumă. Te asigur că nu e nimic amuzant în a bea ceaiul cu alteța sa regală. Pot veni și eu? Ai cumva invitație? Nu. Regret. Ați sunat? Am venit să luăm ceaiul cu regina. Alteța sa regală vă așteaptă înăuntru. Ce se întâmplă? Mulțumesc că ați venit la palatul meu. Sunteți foarte frumoasă. La fel e și mâncarea. În acest palat vă puteți murdări mustățile. La fel și lăbuțele. Deschid eu. Bună, Țup-Țup. Sunt Săr Țup-Țup. Săr Țup-Țup, pot să servesc și eu ceaiul cu alteța sa regală, Rosie? Sigur, dar cu o condiție. Și anume? Aha, ospătar, servește încă o limonadă aici, te rog. Bine, nu te zburli prea tare. Rosie? Da, Țup-Țup? N-ar fi minunat să fii cu adevărat regină? Ba da,
aș putea să joc orice aș dori, oricând aș dori. Da, și aș putea oricine aș dori. Oh, și aș câștiga mereu, fiindcă eu aș face regulile. Da, presupun că... Ai purta cea mai mare coroană din lume. Am ridicat o fabrică de prăjituri. Nu, 3 fabrici de prăjituri și un lac de înghețată și o șopârlă mică. Și un iepuraș albastru care nu mai tace. Așa ceva nu există. Și o baie cu bule. O baie cu bule de culoarea căpșunii. Noapte bună. Noapte bună, Rosie. Cremă de zahăr ars. Bun. Rosie și prietenii ei. Mierlă autoritară. Intrați! Ce se întâmplă? Hei! Întoarceți-vă! Rosie! Un minut! Mierlă! Acum, repede! Sup! Ce faci? Nu mi-ai văzut fluierul? A dispărut. Unde a dispărut? Păi, asta te întreb și eu. Sup! Ești bine? Așa cred. Sup! Un iepuraș își pierde fluierul. Oare ce-i comic în asta? Scuză-mă. Merg să mă joc cu Holly. Dar, sup! Racheta lansează razele gamma. Uite planeta Jupiter. Păzea! Termină! Gata cu gălăgia. De ce? Fiindcă așa spun eu. Și e interzis să te dai așa sus. Cine interzice? Eu interzic. Bine, așa e mai bine? E perfect. Oare cine a ciufulit-o de dimineață? Bună, Țup-Țup! Bună, Holly! Unde e Rosie? Nu știu. Uite cum facem. Eu cânt din flaut și tu cânti din fluier. Vom face un duet. Nu pot, l-am pierdut. Poți încerca flautul meu dacă vrei. Mulțumesc. Te simți mai bine acum? Nu, pentru că sunt tare supărat pe Rosie. Și acum sunt tare supărat pe mine. Am strigat la Rosie. Și ce vei face? Nu știu, Holly. Păi, eu când am o problemă, vorbesc cu stejar. Bună, Will! De ce te dai așa încet? Mierlă spune că nu am voie să mă dau mai tare. Nu e bine dispusă. Încotro s-a dus? Încolo. Dar eu m-aș feri de ea în locul tău. E tare autoritară azi. Eu zic să aflăm de ce. Haide, Will! Bună, dragilor! Spune-mi, Țup-Țup, Rosie nu e cu tine astăzi? Nu, de aceea am venit. Vezi tu, Țup-Țup are o mică problemă. Stejar, termin, te rog, cu scârțâitul ramurilor tale. Scârț, toată ziua scârț. Îmi pare rău, dar... Nu te mai mișca. Nu poate fi greu, doar ești un copac. Da, foarte bine. Bine. Măi să fie, ce pasăre autoritară. Da, totuși, să ne întoarcem la Țup-Țup. A avut o mică ceartă cu Rosie. O ceartă mare, de fapt. Și acum ar vrea să îndrepte lucrurile. Ce să facă? Cred că ar trebui să-ți ceri iertare. Dar dacă e încă supărată pe mine?
Eu i-aș face un cadou special. Cea mai frumoasă frunză a mea de pe ramurile de sus. Sau ai putea să-i cânti ceva frumos la flautul meu. Oh, e de-a dreptul genial! Haide, Holly, mulțumesc de ajutor, stejar! Termină! Incredibil! Ce-ar fi dacă ne-am plimbat toți toată ziua făcând crengile să trosnească? Ce-ar fi, a? Păi, nu știu. Ar fi un tărăboi, asta ar fi. Nu mai călca pe ramuri! Scuze! Prea tare! Scuze! Scuze! Cred că am auzit-o pe Mierlă de acolo. Bună, Rosie! Ce curios să ne întâlnim aici! Bună, Holly! Ai văzut-o pe Mierlă? Nu, nu am văzut-o de mult, dar... mi-am amintit! Țup, Țup vrea să îți ofere ceva! Bună, Țup, Țup! Bună, Rosie! Eu aș vrea să auzi asta! Flauturile sunt interzise! Prea zgomotoase! Lasă-l deoparte imediat! Dar, Mierlă! Mierlă! Întoarce-te! Grozav! Acum totul e distrus! De ce, Țup-Țup? Voiam să-ți cânt o piesă, ca să-mi cer iertare, Rosie. Scuzele se acceptă! Serios? Desigur! Vom fi mereu prieteni, Țup-Țup! Acum haide să aflăm ce e cu Mierlă! Gata! Se aude dinspre casa de joacă! Liniște! În sfârșit! Mulțumesc! Ia spune-mi, de ce te-ai luat de toată lumea? Din cauza gălăgiei, ghindele astea țopăie într-una. Will se leagănă, stejar scârțâie și moș Martin tropăie. Iar Țup-Țup cântă la flaut, și fluierul lui, Fluierul lui? Da! Dar de ce l-ai luat? Și de ce le-ai spus tuturor ce să facă? Cra! Fiindcă azi e ziua când trebuie să la-la-la-la-la îmi cânt cântecul, dar nu e destulă liniște pentru asta. Cred că putem rezolva problema fără a fi autoritari, dar trebuie să-i înapoiez lui Țup-Țup fluierul. Scuze că ți l-am luat, Țup-Țup. E în ordine, Mierlă. Bine. Ne vedem cu toții pe dealul lui Stejar peste 10 minute. Nu întârzia! Prieteni, trebuie să păstrăm tăcerea un minut întreg. Să exersăm! E foarte greu să nu scârțâi. De ce trebuie să păstrăm tăcerea? Nu de ce, Stejar, ci pentru cine? Iată! Mulțumesc frumos! Iar acum voi cânta pentru voi. Cât mai durează sunetul ăsta? Vai mie, nu cumva ai așa ceva și pentru mine? Acum Țup-Țup și cu mine am vrea să cântăm ceva pentru prietena noastră, Rosie. Oh, nu!
sunteți prieteni. La 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 la. Trebuie să fugi mai repede ca să poți scăpa. Dar Moș Martin nu fuge, ci merge. Ba, aleargă, aleargă încet, dar... Merge repede. Aleargă încet. Merge repede. Reuzi? Reuzi și prietenii ei. Hopa! Ce noul meu aparat. Zâmbește, țup-țup. Țup-țup, te-ai uitat la cartea aia toată dimineața. Are imagini tridimensionale. E cea mai bună carte din lume. Știu că îți place, țup-țup, dar vreau să te uiți la aparat ca să te pot poza. Ra, zâmbiți! Nu-i rău, dar din partea asta arăt mai bine. Bine, Mierlă! Încă una! Acum e rândul tău, țup-țup. Oh, dar ce ai acolo, țup-țup? Pot să văd? E cartea mea preferată. Are un copac, o pasăre. Asta e! Niște flori. Țup-țup! Salutare! Bună, Rosy! Încerc să găsesc ceva cu care să-i ocup ziua lui Martinică până fac eu o plăcintă cu afine. Ce vrea să facă Martinică? Ceva diferit. S-a jucat cu multe jucării acasă. Are multe surprize! Eu! Cred că lui Martinică îi place cartea ta, țup-țup. Poate eu vei împrumuta, țup-țup. S-o împrumut? Păi, cred că pot. Dar numai puțin. Desigur. Dar poate Martinică o va rupe. Sunt sigură că va avea grijă de ea. Promite-ne că vei avea grijă de ea. Promitem. Acum, ce spui, Martinică? Mulțumesc! O vom aduce înapoi după amiază, ca să o poți citi în pat. A fost frumos din partea ta, țup-țup. E în siguranță la Moș Martin și diseară o vei avea înapoi. Moș Martin a promis. Știu, dar... pentru tine e ușor, pentru tine nu valorează mult. Ai dreptate, țup-țup. Ce spui dacă ți împrumut aparatul meu? Dar tu ții la el, Rosy. Și am încredere că vei avea grijă de el. Hai să facem poze cu toată lumea. Cine e primul? Mai întrebi? Carte! Nu uita, Martinică, țup-țup ține foarte mult la cartea asta, așa că ai mare grijă. Așa. Da, ușor, Martinică, am promis să avem mare grijă de ea. Gata, acum plăcintă cu afine. Plăcintă! Să punem cartea lui Țup-Țup într-un loc sigur. Să nu o mânjim cu zeamă de afine. Ce frumos! Hop, hai, hop. Nu! Ce-am făcut? Țup-țup! Stai! Poate se va șterge. Spală!
Bună idee! Zâmbiți! Gagoși! Hopa! Grozavă poză, Țup-Țup! E foarte frumos că i-ai împrumutat camera ta, foto, Rosie. Eu mi-am împrumutat cartea lui Moș Martin și lui Martinică. Cum? Cea cu imagini tridimensionale? Cea mai bună carte? Sper că Martinică are grijă de ea. Mai bine merg să văd. Nu e nevoie, Țup-Țup. Hai să-i faci niște poze lui Will jucând fotbal. Bună idee, Holly! Iar Mierlă poate merge să vadă cum e cartea ta. Așa-i, Mierlă? Mersi, Mierlă! Oh, e bine! Zeama se curăță! Iuhu! Eu sunt Moș Martin. Oh, speli? Carte! De aceea am venit. Țup-Țup e îngrijorat pentru carte, deci stejar a propus să vin ca să văd dacă totul e bine. Este bine? Am scăpat-o împlăcintă afară. Și ai spălat-o? Cred că zeama va ieși. Și imaginile, uite, s-au șters. Moale! Ce-i voi spune acum lui Țup-Țup? Am promis să am grijă de carte. Nu te teme, o rezolv eu cu o vrajă. Închideți ochii. Prin puterea aripilor mele, reîntregește această carte! Opa! Ciudat! Magia mea ajunge de obicei. Mă duc după Rosie. Ea va ști ce e de făcut. Țup-Țup nu-mi va mai vorbi niciodată. Hai, un cadru în acțiune! Grozave poze, Țup-Țup! Avem nevoie de multe rame în care să le punem. Rosie, trebuie să vorbim. Ce este? Aparatul! Prindem penele! Mierlă! Despre ce să vorbim, Mierlă? Mai bine vin o să vezi. E vorba de cartea lui Țup-Țup. Am să vin imediat înapoi. Bine, Rosie! Zâmbește! Ce este? E bine cartea? I-a rupt Martinică paginile? Nu, Martinică, eu! Am scăpat-o în plăcinta cu afine. Buf! Am încercat să o spăl, dar paginile s-au șters. Bietul Țup-Țup va fi foarte, foarte trist. Dar încă se ridică. Dar la ce bun o carte fără poze? Poze! Asta e! Nici o grijă, Moș Martin, am o idee. Ai? Mierlă, îl mai poți ține ocupat pe Țup-Țup o vreme? Îi pot poza ca model? Ne trebuie foarfece și lipici. Tu decupezi, Moș Martin, eu și Martinică vom lipi. Cra? Știu! De abate ascunselea! Am jucat deja asta de 5 ori. Unde e Rosie? Mai pot face o vrajă? Nu! Eu îmi vreau cartea înapoi. Țup-Țup! Rosie, unde ai fost? Am fost ocupați. Și avem cartea ta. Dar... Accident! La ce fel de accident vă referiți? Am reparat-o cum am putut. Și am făcut unele modificări. Wow! Eu sunt acolo și Holly. Uite-mă! Ce bine arăt! Acolo eu lovesc mingea! Și acolo sunt iar eu. Tu
tu ce crezi, Țup Țup? Nu e la fel. E chiar și mai bine. Am cartea înapoi și în ea sunt toți prietenii mei. Așa că vă pot avea mereu cu mine. Mulțumesc, Moș Martin. Fără Rosie n-aș fi reușit. Rosie! Hei, eu de ce nu sunt acolo? Țup, Țup, am uitat pe cineva. Nu e nicio poză cu tine. Țup, Țup? Ui! Țup, Țup, tridimensional! Un Țup, Țup, tridimensional depus în cartea ta specială. Rosie și prietenii ei. Will e mare fotograf. Un deliciu! Un suc de mure perfect, Rosie. Țup, Țup, nu vrea? Țup, Țup, vino să bei suc. Sau monstrul sorbitor îl va bea pe tot. Ce-a fost asta? Țup, Țup? Țup, Țup, ești bine? Totul a sărit pe mine. Super cameră! Pot să fac niște poze? Ia un împrumut dacă vrei. Țup, Țup, cred că e timpul să faci curățenie la jucăriile tale. Nu trebuie să fac curățenie. Îmi căutam doar discul zburător. Discul ăsta zburător, Țup, Țup. Hei! Cuibul meu nu-i trambulină. Plecați, ghinde neastâmpărate. Sare, 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 cuibușoare. Mierlă, pot să-ți fac o poză? Putem face asta pe calea ușoară sau pe calea grea? Afară cu voi! Afară! Cuibul meu! Stejar, ghindele a scăpat de sub control. Alo? Nimeni nu vrea să-i se facă o poză? Măgâdilă! Gata! E ordine! Să începem cu lucrurile care nu se clatină. Wow! Te pricepi, Rosie! Mersi! Îmi mai arăți o dată? Bună încercare, Țup Țup! Fă-o tu! Eu o ajut pe Holly. Pe curând! Scuze că am întârziat! Galbenul, te rog, Rosie! Amestec toate culorile ca să fac o culoare nou-nouță! Nu! Roz! Nu! Roșu! Oh! Dacă amestec roșul, o să schimb culoarea și... Oh! Asta e! Ce culoare frumoasă! Nu numai atât, Rosie! E rozul violet perfect! Culoarea mea preferată. O să-i spun știu, Rozlet. Ce-i cu tine, Holly? Îmi place rozletul, dar cum o să-mi aduc aminte ce culori am folosit ca să-l prepar? Ce clic s-a auzit? Mă duc să văd. Bună, Moș Martin! Ești bine? Am o mică problemă în grădină, Rosie. De fapt, o problemă mare. Poate te ajut eu. Arată-mi! V
Lufița mea de vie s-a făcut atât de mare încât blochează lumina soarelui, vezi? Ar trebui să o cureți, Moș Martin. Dar îmi place vița mea. Atunci poate că ar trebui să o legi. Grozavă idee, Rosie. Ce-a fost clicul ăla? Nu știu. Scuze, Rosie. Hai să te speli. Ura! Încă o poză grozavă. Nu. E mult prea jos și mult prea ușor pentru ghinde să ajungă aici. Știi că am nevoie de pace și de liniște, stejar. Da, Mierlă. Mierlă! Nu acum, Will. Cuibul meu nu e pe o creangă potrivită și nu-i bine pentru o pasăre timidă ca mine. Deci nu vrei să le dai tuturor o veste mega interesantă? Rosie! Will deschide o expoziție foto pe dealul stejarului. Să nu lipsiți! Abia aștept să văd pozele. Cine e în poze, Will? O să vedeți. Poftim! Dar sunt plină de vopsea. Iar eu sunt murdară. Nu știam că mi-ai făcut poză. Nici eu nu știam. Arăt urât. Și eu. Și ăsta categoric nu-i unghiul meu cel mai bun. Dar eu v-am făcut doar poze. Trebuia să ne spui ce ai de gând, Will. Rosie are dreptate, Will. Ar fi trebuit să ne întrebi înainte de a face pozele. Bine, de acum o să vă întreb. Eu primul. Vrei să-mi vezi cel mai frumos zâmbet? Bună treabă, Țup-Țup! Da, totul e la locul său. Du-te să te joci cu discul zburător. Nu pot, Rosie. Dacă uit unde e locul. Hei, Rosie, pot să-ți fac o poză? Bine! Grozavă poză, mersi! Mă ajuți, te rog, un pic în grădină, Holly? Păi, ce e? Îți place să grădinărești? Da, dar nu vreau să mă murdăresc de noroi, în caz că... uite-l! Salut, Holly! Pot să-ți fac o poză? Da, te rog! Aveți grijă pe unde mergeți! De Mierlă nu m-a putut prinde în poză! Poftim! Era poza mea! Will, poate nu e o idee bună să tot faci poze. Dar am cerut voie! Toți pozează la cameră în loc să se poarte firesc. Deci nu mai pot face poze? Păi, ai putea fotografia lucruri. Lucruri? Ce lucruri? Vino! Asta ești tu, Holly, și culorile amestecate de n-o tine. Nu să mai uit cum se face rozletul de acum. Iar acolo ești tu și vița ta preferată. O să-mi amintesc mereu cum era, chiar dacă acum am curățat-o.
Iar ăsta-i cuibul meu pe ramura potrivită. Dacă o să mai cadă, știu unde o să ajungă. Sare, 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 petișoare, ai cuib! Prieteni, afară! Da, acum voi ști care e locul fiecărui lucru. Haideți, cine are chef de joacă? Da, drept la țintă! M-am descurcat de minune, l-a făcut ordine în dulap, dacă îmi permit să mă laud. Mă bucur că ți-am fost de folos, Țup-Țup. Acum, unde e tabla mea de desenat? Ai nevoie de ajutor, Rosie? Unde ziceai că-i poza, Țup-Țup? Rosie și prietenii ei. O surpriză de surpriză. A fost un mic dejun delicios și acum avem toată ziua pentru joacă. Să ne costumăm pentru început, vino. Astăzi nu pot. De ce nu? Trebuie să împrumut o carte de la Holly. Oh, bine, vin și eu cu tine atunci. Regret, dar trebuie să mă duc singur, pa! Singur? Dar de ce? Oh, Țup-Țup, ai plecat fără ca Rosie să intre la bănuieli? Da, totul decurge conform planului. Bine, în sfârșit a sosit ziua prieteniei. Putem să-i arătăm lui Rosie cât de mult înseamnă ea pentru noi. Eu vreau să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat să-mi sap grădina ca să plantez morcovi. Eu vreau să-i mulțumesc că m-a ajutat să-mi pictez aeroplanul. Rosie m-a ajutat să fac brățara asta. Oh, iar mie mi-a dat pietricelele astea să-mi împodobesc cuibul. Eu vreau să-i mulțumesc că mă vizitează zilnic. Și eu că se joacă mereu cu mine. Deci, vrem să dăm o petrecere surpriză în cinstea lui Rosie. Bine, prieteni, alinierea. Să știți că petrecerea asta implică o bună organizare. Eu sunt pasărea ideală pentru treaba asta. Holly, e rândul tău să faci tortul și insignele prieteniei. Da, Mierla. Will, treaba ta e să faci afișul de ziua prieteniei. Da, Mierla. Țup-Țup, tu o să culegi fructe, iar treaba ta, Moș Martin, e să umfli baloanele. Da, Mierla. Iar eu lucrez la poezia prieteniei. Bine, prieteni, la muncă! Mierla, tu nu ai nimic de făcut. Am cea mai importantă treabă. O să o țin ocupată pe Rosie ca să nu afle despre surpriză. Oh, desigur. Și acum să ne apucăm de lucru. Țup-Țup? Ciudat. A zis că o să împrumute o carte de la Holly. Țup-Țup! Oh, oh, oh! Oh! Unde s-a dus? Rosie, am ceva foarte important să-ți arăt. Haide! Bun, cum merge treaba? Bine? Bine! Excelent! Pot să vă spun că m-am descurcat de minune să o țin ocupată pe Rosie. Chiar sunt minunată la genul ăsta de treabă. Mierlă, dacă tu ești aici povestindu-ne ce treabă bună ai făcut, atunci unde-i Rosie? Alo? De ce-i ușa încuiată? E Rosie! Nu se poate să vadă astea, o să strice surpriza. Rosie, aici erai. Ce se petrece acolo? N-am timp de asta. Mai e ceva foarte important pe care vreau să ți-l arăt. Vino! Era cât pe ce...
Vezi cum apa se ridică, apoi coboară, apoi se ridică, apoi coboară. E o fântână frumoasă, dar o văd în fiecare zi. Apoi sus, apoi jos. Mierlă, vrei să ne jucăm de avați ascunselea? Oh, da! E jocul meu preferat! Ascunde-te! Eu număr până la 20. Oh, nu! Până la 30. 1, 2, 3, 4. Wow! Oh, scuze! E întreg? Da, e întreg. Stop! Oh? Salut, Rosie! Unde vă duceți? La plimbare. Și ce aveți acolo? Nimic. Pot să mă uit atunci? Te-am găsit! Nu te prea pricep să te ascunzi, nu? Să te ascunzi? Parcă tu trebuia... Ne jucăm puțin de avați ascunselea. Hai, Rosie, mai e ceva foarte important ce trebuie să îți arăt. Pa, Rosie! Categoric, o pasăre verde aurie foarte colorată a trecut pe aici. Dacă o vom aștepta în mare liniște, mai mult timp, poate că o să o vedem. Serios? Oh, da! Pasărea verde puțin colorată e foarte timidă. Parcă spuneai că e o pasăre verde frumos colorată. Da, alea sunt și mai timide, de la pete. Ce fac Țup-Țup și Will acolo? Oh, nu! Pasărea și-a luat zborul! Nu-i nimic, vino! Mai e ceva foarte important de făcut! Și ești sigură că ți-ai scăpat pietricica lucioasă aici? Da! Moș Martin, Holly! De ce se poartă toată lumea atât de ciudat astăzi? O să aflu ce se petrece. Nu! Nu! Poate am pierdut-o undeva mai departe. Oh, poți să te uiți acolo, te rog? Rosie, am impresia că te frământă ceva. Toată lumea se poartă ciudat azi și vreau să știu de ce. Pare să fie un mister, dar ține minte, e mai bine să lași nedeslușite unele mistere. Dar vreau să știu... Mierlă, aici! Ce e? Mi-ai găsit pietricica? Nu, dar am găsit ceva strălucitor și lucios. Ce anume? Era pe aici, pe undeva. Caută mai departe. Unde ești? Lucru strălucitor? Hai la Mierlă! N-are rost. Rosie, nu pot. Rosie? Aha! V-am prins! Rosie! Ce faceți? Ce-i cu toate astea? Dați o petrecere fără mine? Nu! Organizam o petrecere surpriză pentru tine, de ziua prieteniei. Fiindcă ești o prietenă specială pentru noi toți. Dar acum nu mai e o surpriză. Scuze, prieteni! Rosie, a spus că e ceva... Am stricat surpriza. Îmi pare rău, prieteni. Ce-i de făcut acum? Cum să dăm o petrecere surpriză când nu mai e o surpriză? O surpriză este ceva la care nu te aștepți. Orice? Nu o să mai dăm petrecerea. Strângem lucrurile acum, Rosie. Îmi pare tare rău. Nu contează. O să mai fie și alte surprize. Rosie, am nevoie de ajutor. Am mai scăpat o piatră sclipitoare și nu o găsesc. Pe bune? Cred că trebuie să fie pe aici, pe undeva. Mierlă, uite, am găsit-o! Surpriză! O zi a prieteniei fericită! Wow! Nu am anulat petrecerea,
te-am făcut doar să crezi asta. Oh, ce surpriză plăcută! Mulțumesc, prieteni! Nu, noi îți mulțumim rău. Și acum poezia mea despre prietenie. Mă scarpini când scoarța mă mănâncă. Ești înțeleaptă, bună, tare ca o stâncă. Rosie, când sub crengile mele ești, fiecare zi e o surpriză lungă. Țup, țup, știi unde sunt biscuiții? Sevi spune că o surpriză e orice la care nu te aștepți. Deci am o surpriză pentru tine, Rosie. Oh, ce surpriză! Eu l-am mâncat pe ultimul, scuze. Oh, și eu am o surpriză. A mai rămas din tort. Îmi dai și mie? Așteaptă și vei vedea. E surpriză. Rosie și prietenii ei. Somnul lui Stejar și ghindele. Auzi și tu, țup-țup? Muzică! Țup-țup? Oh, țup-țup! Tu erai! Oh, ce melodie frumoasă! Mersi, Rosie! Eu am compus-o! Ah, sunt impresionată! Și ce zi minunată! E o zi bună pentru joacă! Vino, Rosie! Ui! Trebuie să mă schimb mai întâi, țup-țup! Bine, toată lumea! Ce jucăm azi? Oh! Ce-o fi cu ei? Cra! Vă spun eu ce e! Problema e Stejar. Stejar? Este foarte morocănos. De dimineață mi-a spus că am cântat ca o cioară. Cra! Mie nu vrea să-mi înapoieze mingea. E blocată între ramurile lui. Când i-am citit poemul închinat lui, a căscat doar. Atunci când l-am întrebat dacă îmi pot freca spatele de el, mi-a spus să mă scarpin de orice altceva. Uneori e puțin mai morocănos. Nu e doar puțin morocănos, e foarte morocănos. Iar când spun foarte, înseamnă foarte. Cra! Vino, țup-țup, să vedem ce se întâmplă. Rosie, auzi și tu ceva? Oh, bună, țup-țup! Jos! Nu acolo! Ne vedem mai târziu! Îmi plac gogoșile! De ce s-ar mereu pe mine? Pentru că ești atât de moale! Hai să mergem la Stejar! Vă rog să nu stricați ceva ghindelor, bine? Dă-i drumul! Bună, Stejar! Bună, Rosie! Bună, țup-țup! Se cam plânge lumea! Iarăși ghindele astea! Nu, nu ghindele! E vorba... de tine! Oh. Toată lumea spune că ești tare morocănos! Nu mă pot abține! Ghindele m-au ținut treaz cât a fost noaptea de lungă. N-am pus geană pe geană deloc. Sunt frânt. Asta e tot. Știu exact la ce te referi, Stejar. Să știi că și Rosie e morocănoasă când e obosită. Cum? Ce-ar fi să tragi acum un pui de somn cât e liniște? Ne ocupăm noi de ghinde și poate le liniștim puțin. Foarte bine! Ghindelor! Ghindelor! Vreau să vă vorbesc! Haide! Cred că ne jucăm cu ele, Rosie. Cra! Trezirea, trezirea, Stejar! Nu trebuie să-ți ceri scuze, a trecut totul. Prieteni?
prieteni. Acum nu te supăra, dar aș dori să dorm puțin. Să dormi? Dar eu vreau să ne jucăm. Doresc să dorm. Înțeleg. Preferi să dormi decât să fim prieteni, da? Să știi că simt când nu sunt dorit. Cu bine, amice. Definitiv. Grăbiți-vă! Stați! Vrem să vă vorbim! Bine, ghindelor, stați pe loc! Am spus să stați pe loc! Oh, nu! Iar au făcut-o! Au sărit pe mine! Ce-i asta? Eu sunt! Te rog să-mi dai mingea! Te rog! Dar încerc să dorm acum. Iar eu vreau să joc fotbal. Mulțumesc! Poftim, Will. Voiam doar să dorm. Aici erați! Hei! Încetați acum! Veniți aici! E cel mai amuzant joc, Roșie! Nu e un joc! Trebuie să vorbim! Oare ce mai pun la cale? Rosie, ajutor! Vin, Țup Țup! Nu vin! Mersi, Rosie. Trebuie să stăm puțin de vorbă. E vorba despre stejar. Nu! Așteptați! Stați! Întoarceți-vă! Nu le vom prinde niciodată. Cum am putea să liniștim ghindele acelea? Privește-le! Trebuie să se calmeze. Te rog să încetezi, Martinel. Acum vreau să dorm. Continuă să cânți. Am o idee. Lasă-le să te urmeze. Bine, micuțelor ghinde. Trebuie să vă cer o favoare mare. E pentru stejar. Vin aici. Asta chiar îmi place. Îmi place foarte mult. Ce sunete frumoase! Îmi place să te revăd zâmbind, stejar! Noi am stat de vorbă, ghindelor, nu? Da, Rosie! Hei, mingea mea! Mersi, stejar! Scarpină-te de mine, Martinel! Haide, haide! Mulțumesc! Bună ziua, Holly! Îmi reciți poezia încă o dată, dacă te rog? Da! Stejar, dragă stejar, ai un suflet minunat, înțelept
și cu mult har. De toată lumea iubit. Mulțumesc, Holly. Acum cred că am înțeles cum să liniștesc ghindele. Cu un cântec de leagăn. Cred că am să dorm și eu puțin. Țup-țup, crezi că sunt morocănoasă când sunt obosită? Eu nu sunt morocănoasă niciodată. Încercam să-l fac pe stejar să se simtă bine. Atunci e bine. Hei, vrei să-ți recit o poezie? E despre tine, Rosie? Da, sigur că da. Atunci când o văd pe Rosie zâmbind, ziua devine frumoasă. Oh, ce drăguț! Dar asta nu se întâmplă prea des. Mai e și morocănoasă. Foarte amuzant, Țup-Țup. Eu nu sunt morocănoasă. Abonează-te la Tralala și fii primul care urmărește uimitoarele aventuri cu Rosie și prietenii ei. Vesela Rosie, vesela Rosie, hazuie-n toi, deci hazuie.